dragilor, ia uitați ce avem aici. Ce frumoșenie. Bună ziua, dragilor, bine ați revenit la Flori în bucătărie. Astăzi pregătim o prăjiturică rapidă, ușoară, gustoasă, de cocos și fără făină, fără gluten. Așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele. O să folosim 275 de grame de amidon de porumb, 75 de unt topit, 200 ml lapte de cocos, 150 de grame zahăr, 100 de grame de fulgișori de cocos așa, răzuit, un pliculeț de praf de copt, 4 ouă și, bineînțeles, un praf de sare. Ne apucăm de treabă, dragii mei. Pentru început separăm ouășoarele, gălbenușul de albuș. Adăugăm zahărul peste gălbenușuri, untul și mixăm, dragilor, 5 minute cel puțin. Cam așa, dragii mei, trebuie să prezinte. Adăugăm și laptele de cocos și mai mixăm până încorporăm. Punem și amidonul și praful de copt și cerne. Încorporăm și amidonul și praful de copt. Ne ocupăm de albuș, peste care o să punem praf de sare și batem până întoarcem castron. Cam gata, dragii mei. Adăugăm cocosul, dragilor, și incorporăm. Și acum, dragii mei, punem și albușul. Îl incorporăm și pe el aici. Ungem cu puțin unt forma în care o să coacem. Turnăm compoziția în formă. Mergem cu ea la cuptorul încins la 180 de grade. Pentru 35-40 de minute. Dragilor, ia uitați ce avem aici. Ce frumoșenie. Da, mami, chiar că. Uh! 40 de minute fix. Acum îi dăm cu lapte condensat. Opțional. Și cum am spus, puțin lapte condensat. Opțional. Tindem așa peste tot. Și acum am oprit puțin cocos și terminăm treaba. S-a răcorit cât de cât prăjiturica noastră, dragilor. Acum tăiem. Să vedem ce am făcut. Cum e, mami? Pufoșenie. Pufoșenie, nu? Wow. Așa de bine miroase. Mm-hmm.
foarte bine, nu, mami? Da, super. Super. Pentru cafeluță dimineața și nu numai. Dragii mei, așa arată rezultatul. Este o pufoșenie de prăjitură, după cum ați văzut. V-am arătat, este foarte, foarte ușor de făcut și foarte binevenită în fiecare dimineață lângă o cafea. Eu abia aștept să-ți facă dimineața să mănânc una. Nu, mami? Da, da. Dragii mei, aștept părerile voastre, mesajele voastre și până la următoarea rețetă, vă urez numai bine și multă sănătate. La revedere!